Mulțumesc. Stăm aici sau urcăm la drapel? Hai, o leacă mai, mai pe scenă, așa. Ștamanul a ieșit soarele pentru noi. Da. Dar și scrie aici? Врятуйте, спасите реку Днестр. Это на украинском. Круто. Да. Я кашин англез. Это спасите. Я кашин англеза. Да, так как я сама украинка по национальности. Для меня. Salvăm Nistru, salvăm natura, salvăm țara. Alte ieșiri nu avem. Salvăm apa care o bem. Ok, perfect. Perfect. Tet gunoi ajungem în Nistru. Hai cu vuvuzelele. Aia ca și băiețeală, da, și Costel, vrei vuvuzelă? Da, ține cu dumneavoastră. Dar și cu albastră, roșie nu mai am. Și-o păstrez, fii la tine, numai, că-i nou-nouță. Da, numai buzele tale să fie acolo. Până se termină asta. Nu, până se termină campania electorală și activismul civic. Timpul lui Voronin și al lui Dodon. Și al lui Cavcaliuc. S-a schimbat vremuri. Da? Mai puțin, nici 5 minute nu reau șansă să protestăm, da? Hai cu vuvuzelile, cine cu vuvuzelile? Salvăm Râul Nistru! Salvăm Râul Nistru! Salvăm Râul Nistru! Râul Nistru pentru noi, pentru Republica Moldova în primul rând, pentru tot spațiul ăsta, pentru întreaga regiune, este extrem de important pentru economia și pentru sănătatea oamenilor. Și ceea ce e esențial să spunem este că construcția acestor generatoare urmărește, evident, interese economice foarte importante. Trebuie să ne dăm seama că interesele ecologice, interesele de mediu trebuie puse înainte, cu mult înainte celor economice, pentru că nu vom putea bea bani în momentul când Nistru va seca sau când apa din Nistru va fi într-o compoziție chimică care nu va putea fi consumată și că nu vom mai avea specii de pești necesare pentru a păstra ecosistemul. Trebuie să ne dăm seama de gravitatea situației și de fapt de asta suntem aici și vă îndemnăm și pe voi să, pe toți, pe dumneavoastră, să vă alăturați și să vă expuneți poziția, să fim mulți, astfel încât să fim auziți și aici, și în Ucraina, și dincolo de Prut, să luăm măsuri cât mai urgente pentru a conserva Nistru, pentru a proteja Nistru. Salvați Râul Nistru! Salvați Râul Nistru! Salvați Râul Nistru! Salvăm Râul Nistru! Stai că și Costea vrea să zic ceva. Aș vrea să atrag atenție la un lucru. Politicienii noștri folosesc trei termeni importanți: prioritate, strategic și vital. Iată, eu nu pot să spun că Râul Nistru și chiar și Prutul sunt niște priorități. Priorități înseamnă ceva care este acum urgent, dar ceea ce ține de natură și de Râul Nistru trebuie să fie o preocupare constantă.